Doamnelor, domnilor, bun găsit la Jurnalul Esențial. Sunt Ramona Burgăoanu. Iată care au fost cele mai importante știri ale săptămânii. Liviu Dragnea este în mod oficial președintele Partidului Social Democrat. Peste 4.000 de delegați la Congresul PSD au validat alegerea sa prin votul de săptămâna trecută. Peste 4.000 de socialdemocrați și-au ales duminică în cadrul Congresului Extraordinar noul birou permanent național. Cum actualul președinte aștepta validarea, bătălia s-a dat pentru numărul 2 din partid. Președintele Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, a ieșit învingător în lupta voturilor împotriva fostului ministru al economiei Constantin Niță pentru locul de președinte executiv. Întâlnirile la nivel înalt, miniștri, prim-ministri și asta au venit pe la Reghin, știu exact doleanțele Văii Gurghiului, Văii Mureșului, a Reghinului. Și sper ca marele proiecte pe care le avem în vedere să fie sprijinite de la nivelul cel mai înalt. Liviu Dragnea este un om cunoscut care a muncit mult pentru partid. Din punct de vedere personal, apreciez această candidatură și sigur îl voi susține. Un lider al Partidului Social Democrat care vine pe o așteptare până la urmă a tuturor membrilor. Este o situație predictibilă, o situație foarte solidă și sănătoasă, pe care o apreciez în mod deosebit. Deci, Liviu Dragnea devine, nu numai că este, de fapt a fost un lider legitim și valoros al partidului, el devine și formal președintele Partidului Social Democrat. Suntem în mileniu 3, iar proiectul pe care îl va enunța și astăzi se adresează exact acestei perioade istorice. De aceea este foarte important, pentru că vine să ofere o perspectivă atât Partidului Social Democrat, cât și României în anii care urmează. Sper ca lucrurile bune să fie preluate, să continue, iar în anul 2016, anul electoral, să putem să venim în fața mureșenilor, să putem arăta ce am promis, ce am făcut din ce am promis și să mergem în continuare pentru a construi lucruri bune. Vicepreședintele Organizației de Femei Socialdemocrate crede în noua conducere. Schimbarea la vârf nu înseamnă că se schimbă și strategia partidului sau vom gândi altfel. Ceea ce așteptăm de la acest congres este să se termine odată cu interimatul, să fim o echipă puternică așa cum suntem obișnuiți și să continuăm programele bune pe care le-am început. Au fost aleși și 14 vicepreședinți ai partidului, 10 bărbați și 4 femei. Andrei Dolineaschi, deputat președinte PSD Botoșan și fost secretar general PSD, Victor Negrescu, europarlamentar, Georgian Pop, deputat, Ionuț Vulpescu, deputat, ministrul culturii, Nicolae Băniciu, ministrul sănătății, Mihai Tudose, deputat, ministrul economiei, liderul PSD Brăila, Viorel Ștefan, deputat, Simon Gheorghe, deputat, Gabriel Vlase, deputat, Mihai Chirica, președinte municipal PSD Iași. Cele 4 doamne pentru funcțiile destinate femeilor sunt Ecaterina Andronescu, Gabriela Firea, Doina Pană și Olguța Vasilescu, care au devenit vicepreședinți PSD. Congresul a avut loc la Sala Palatului. Zeci de mii de candele au luminat vinerea trecută 20 de localități din țară. O mulțime de oameni, majoritatea copii, au aprins lumina în semn de solidaritate cu persoanele aflate în dificultate. Lumină din lumină, peste 1.000 de mici făclii au fost așezate pe asfalt în centrul orașului Târgu Mureș. S-au donat și bani, totul pentru ca oamenii săraci să aibă ce pune pe masă de sărbători. Organizațiile Caritas, alături de partenerii lor, au făcut apel prin acest eveniment către Guvernul României, cu scopul ca acesta să crească valoarea finanțării de la bugetul de stat pentru dezvoltarea serviciilor sociale, ajutându-i astfel pe cei 40% din cetățenii României care trăiesc în sărăcie și excluziune socială să aibă o viață mai bună. Târgu Mureșenii li s-au alăturat. Fiecare lumânare dintre cele 1.000 aprinse în această seară în orașul Târgu Mureș semnifică solidaritatea oamenilor față de persoanele nevoiașe, dar și de cele marginalizate. Un milion de stele de 2015 a ajuns la ediția cu numărul 6 în România. Spuneți, pentru cine aprindeți lumânări în această seară? Pentru cei săraci. Deci ați ales să veniți și cu fetii? Da, împreună am venit, da. În fiecare an venim împreună și cu păpușica. Câte lumânări ați aprins? Acum al treilea. Aki meggyújt egy csillagot, az azt jelképezi, hogy adományozott. És
Reméljük, hogy minél többen fognak meggyűjteni csillagot, és akkor minél több pénz gyűjjön a szegényebb gyerekeknek. Már tavaly is voltam, és nagyon megtetszett, és tavaly előtt is persze, és akkor úgy döntöttem, hogy jövök idén is, mert ezzel segítek, és tudom, hogy segítek az embereken, és nekem ez jól esik. S-au strâns fonduri pentru oamenii săraci și s-a semnat petiția inițiată de Confederația Caritas România Da Servicii Sociale. Acum 2 ani peste 1000 de lumânări s-au adunat și peste 10.000 de lei s-au strâns din donațiile. Ce se întâmplă cu banii? Din donațiile vom cumpăra alimente și le vom oferi oamenilor nevoiași, bătrânilor nevoiași din Târgu Mureș, respectiv din județul Mureș, înainte de Crăciun. Totodată s-au strâns semnături pentru a-i convinge pe guvernanți să crească bugetul serviciilor sociale cu 0,3% pe an din PIB până în 2020. Petiția poate fi semnată și online la adresa www.caritasromania.ro/da_servicii_sociale. De asemenea, toți cei care vor să ajute persoanele aflate în situații dificile o pot face, donând la sediul Caritas din Târgu Mureș. În total, în cele 20 de locații s-au mobilizat 3700 de persoane care au pus mâna de la mână, donând peste 33.000 de lei. La Târgu Mureș s-au adunat 7.348 de lei, participând 660 de persoane. Peste 40 de mașini Oldies but Goldies au fost aduse pentru a treia oară anul acesta în atenția târgu mureșenilor. Expuse în fața prefecturii, bătrânele pe roți au atras atenția trecătorilor care s-au oprit pentru a imortaliza momentul și pentru a trage cu ochiul la fiecare model în parte. Chiar dacă nu le-au putut duce acasă decât în fotografii, copiii au fost extrem de fericiți. S-au uitat, au admirat și au plecat. Nu oricum, ci cu visul că atunci când vor trece de vârsta majoratului și se vor vedea cu permisul în mână, să fie și la volanul unei astfel de mașini. Care dintre mașinile astea de aici îți place cel mai mult? Aia, Fiatul ăla. De ce? Că e decapotabilă. Și vrea să ai și tu așa o mașină? Da. O să-ți cumperi când o să fii mare? Da. La fel visa și domnul Robert. Pasiunea i-a fost împărtășită și de soția sa, care se poate mândri la volanul unui Fiat 124 Spider. La fel ca vinurile, mașinile vechi sunt în esență cele mai tari, dar nimic nu se compară cu cea mai nouă mașină veche. Unde pasiunea asta pentru mașini? Probabil au pornit din filmele cu Stan și Bran sau ceva de genul. Mi-au plăcut întotdeauna forma veche a mașinilor și din aceea prima dată am achiziționat Citroenul din 1932, care e asemănătoare cu acele mașini. De obicei, preferatul este cea mai nouă mașină. Retroparada toamnei a fost admirată și de șoferii din trafic. După ce au strâns rândurile și s-au așezat în coloană, au pornit pe străzile din Târgu Mureș într-un tur al eleganței anilor 1900. O parte din ele s-au îndreptat apoi spre Sfântul Gheorghe. Împătimiții mașinilor retro își vor etala modelele și anul viitor. Unii din ei vor veni, bineînțeles, cu achiziții vechi noi. Dacă vreți să vă prezentați și dumneavoastră la următoarea paradă retro, trebuie să știți că o astfel de mașină poate să coste între 600 și 30.000 de euro. Depinde, bineînțeles, de model, dotări și pretenții. Sala sporturilor din Târgu Mureș se îmbracă în culorile orașului. În aceste zile, scaunele montate acum 39 de ani sunt schimbate cu unele noi de culorile alb-albastre. În paralel, este reabilitată și mantinela, care în decursul anilor a ajuns într-o stare uzată.
Gata cu scaunele portocalii uzate din sala sporturilor din Târgu Mureș. În aceste zile a început montarea noilor scaune alb-albastre, culorile orașului. Investiția este de 233.000 de lei fără TVA și se va finaliza la începutul lunii viitoare. Achiziția sau schimbul scaunelor se face în etape. Până la această perioadă avem achiziționate și schimbate un număr de 500 de scaune, urmând ca în decurs de 3 săptămâni să se termine pusul scaunelor respectiv, să se termine achiziția scaunelor. Deja au fost montate spătarele la 500 de scaune în 3 nuanțe de albastru și alb. Unele însă prezintă deja mici zgârieturi. Ceea ce ați observat și dumneavoastră, mici zgârieturi pe suprafața scaunului, asta este din cauza transportului, montajului, așa mai departe. Se va rezolva și această problemă la terminarea montajului printr-o finisare finală. Scaunele care vor fi demontate și care mai pot fi utilizate nu vor fi aruncate la gunoi. Direcția speră că se va găsi cumpărător pentru ele. Pe site-ul instituției noastre va apărea în scurt timp scaunele care le scoatem din sala sporturilor, care sunt, bineînțeles, în stare bună, vor fi scoase la vânzare, prețul vom stabili pe parcurs, dar pentru cei interesați, pentru zona rurală, unde se construiesc stadioane sau în orice alte locuri unde se pretează aceste scaune, sunt de vânzare. În paralel cu schimbarea scaunelor, se reabilitează și mantinela și se înlocuiește și covorul PVC de 1700 de metri pătrați. Cine va fi operatorul de salubritate care va colecta gunoiul de la populație anul viitor? Aceasta este întrebarea la care caută răspuns consilierii locali din Târgu Mureș la ședința extraordinară programată pe vineri. Contractul orașului cu firma de salubritate Salubriserv expiră la sfârșitul anului. Asta înseamnă că municipalitatea are la dispoziție două soluții. Ori prelungește contractul, ori găsește o altă firmă care să colecteze deșeurile de la populație din 2016. Nici nu s-ar fi pus problema dacă ar fi fost finalizat proiectul de management al deșeurilor, prin care colectarea s-ar fi făcut de un operator regional într-un depozit de deșeuri autorizat și nu în groapa de gunoi a municipiului, care oficial a fost închisă acum mulți ani. Favorabilă care pune povara pe populație, care este cea mai puțină responsabilă de situația creată. Trebuie să găsim o soluție de compromis pentru eliberarea depozitului intermediar de deșeuri și să găsim o soluție cum continuăm cu serviciul public de colectare a deșeurilor după 1 ianuarie 2016. În timpul cel mai scurt, primăria trebuie să transporte gunoiul depus ilegal în groapa de gunoi a orașului, iar costurile vor fi suportate de autoritate. Cu toate acestea, este posibil ca nici populația să nu scape de anul viitor de o factură mai mare la colectarea deșeurilor. Deșeurile colectate de la populație trebuie sortate, trebuie selectate. Partea, fracțiunea care se poate recicla, reutiliza, trebuie scos și numai o parte minimă, infimă de 20-30% trebuie să ajungă sau trebuie să ne îngrijim să ajungă în depozitele finale de deșeuri. Desigur, toate aceste lucruri sună foarte bine, dar costă. Până la colectarea selectivă și respectarea normelor Uniunii Europene privind reciclarea deșeurilor este însă cale lungă. Până nu se pune în funcțiune depozitul de deșeuri din Sâmb Paul, deșeurile colectate de la Târgu Mureșeni vor fi transportate în Sighișoara și Odorheiu Secuiesc, lucru care evident implică alte costuri. Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, dr. Claudiu Puiac, a anunțat într-o conferință de presă că la clinica de neonatologie din cadrul spitalului urmează să ajungă 3 incubatoare, 2 aparate de ventilație mecanică și mai multe monitoare pentru monitorizarea funcțiilor vitale ale nou-născuților. Anunțul făcut de managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, dr. Claudiu Puiac, a fost făcut în contextul în care organizația Salvați Copii a donat clinicii miercuri 14 octombrie un incubator de transport de ultimă generație care permite transportul copiilor între secții în condiții de confort termic. Vor veni 2 aparate de ventilație mecanică și mai multe monitoare pentru monitorizarea funcțiilor vitale a nou-născuților. În rest, știu că este vina mea, dar voi face o conferință de presă să vă prezint la sfârșitul anului toată aparatura care a fost achiziționată de spital pentru modernizarea echipamentelor medicale.
Doctorul Claudiu Puiac a mai precizat în cadrul conferinței că în cursul acestui an a fost demarată acțiunea prioritară ATI pe neonatologie de către Ministerul Sănătății. Țin să precizez că în cursul acestui an a fost demarată acțiunea prioritară ATI pe neonatologie de către Ministerul Sănătății și tot în cursul acestui an a crescut suma prin care este ziua de spitalizare pentru îngrijirea prematurilor de la 444 de ron până la 955,6 ron, deci s-a mai mult decât s-a dublat. Asta arată că atât societatea civilă cât și Ministerul Sănătății este implicată în susținerea acestui program de terapie intensivă neonatală. Clinica de neonatologie din Târgu Mureș are principala caracteristică faptul că toate malformațiile cardiace congenitale severe vin aici, ceea ce ridică costul spitalizării și costul efortului uman pe care îl face personalul medical din această clinică. Ministerul Sănătății a alocat în acest an 244 de milioane de lei pentru continuarea celor 5 acțiuni prioritare demarate în cursul anului trecut, destinate îngrijirii celor mai grave cazuri internate în spitale și pentru implementarea două noi programe în 2015, chirurgie endovasculară și intervenții endoscopice digestive. Cele 5 programe au dus la asigurarea asistenței medicale de urgență pentru peste 100.000 de pacienți critici și scăderea de la 13% la numai 5% a mortalității prin infarct miocardic acut. Peste 4.000 de socialdemocrați și-au ales duminică, 18 octombrie, în cadrul Congresului Extraordinar, noul birou permanent național și l-au validat pe Liviu Dragnea ca președinte al Partidului Socialdemocrat. Ce implicații sunt pentru județul Mureș, aflăm imediat. Județul Mureș este bine reprezentat la nivel național, crede președintele PSD Mureș, Vasile Gliga. De asemenea, tinerii ar trebui promovați în structurile locale, județene și naționale. PSD Mureș e, zic, foarte bine apreciat la nivel național, tineri cu elan și cu putere de muncă și cu altă viziune. Vedeți că se poate influența foarte mult pe internet astăzi. S-a schimbat radical modul de campanie. Cred că s-a impune o schimbare la nivel național. Văd că sunt foarte mulți tineri, foarte mulți noi președinți de organizații care au fost în celelalte județe. Nu mă consider foarte vechi nici eu în organizație și cred că putem ține pasul la nivel național cu ceea ce facem în județul Mureș. Echipa de la Mureș a fost reconfirmată prin alegerile pe care le-am avut. Ne dorim să fim la fel de uniți ca și până acum și să atragem cât mai multe fonduri ca primarii noștri să poată face ceea ce au promis pentru alegătorii lor. Organizația PSD are destul de multe pârghii de control la nivel național prin comisiile pe care le conduc parlamentarii noștri, iar funcția de vicepreședinte la Organizația de Femei este o confirmare a implicării noastre, pentru că suntem județul cu 4 primărițe femei, este un mare lucru, spre deosebire de unele județe care nu au nicio femeie primar. Faptul că, iată, și în alte municipii ale județului sunt oameni valoroși care pot să fie promovați, bine să întărească echipa PSD Mureș până la urmă. Prin activitatea desfășurată la nivel național, sigur că ea se va reflecta și în activitatea desfășurată la nivel județean. Un partid stabil, un partid solid, cu un gând sănătos pentru țara aceasta și mai ales pentru oamenii din această țară. Este un partid al oamenilor mulți și asta nu uită lumea. Politica națională e alcătuită din politici locale care se concentrează la nivel național. Vom încerca să promovăm proiectele comunităților din Mureș, astfel încât prin intermediul nostru să capete sprijin la nivel guvernamental, iar Partidul Social-Democrat să continue politicile bune. Și aici mă refer la politicile sociale, la politicile din sănătate, la politicile din educație, domeniile prioritare considerate de către PSD și care trebuie să fie sprijinite în continuare. Mureș, avem tineri de foarte bună calitate, mulți dintre ei au avut o activitate susținută, merită să fie promovați, merită să fie luați în atenție pentru alegerile viitoare. Că finalmente ce înseamnă promovarea? Bine, e importantă promovarea și în structurile de conducere ale partidului, dar și mai important este ca în momentul alegerilor, când partidul se confruntă pe scena națională, acolo să fie promovați tineri. În cadrul biroului permanent național al PSD au fost aleși 14 vicepreședinți ai partidului, 10 bărbați și 4 femei.
Studiile masterale sunt o completare a ceea ce a însemnat învățământul superior și sunt destinate acelor persoane care doresc să obțină excelență în profesia lor. Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș pune la dispoziție 9 masterate în cadrul celor 3 mari facultăți: medicină, medicină dentară și farmacie. Studiile masterale putem să spunem că sunt o rafinare a procesului de învățământ superior. Ele fac parte din intenția procesului de la Bologna de a uniformiza și a ridica la același nivel învățământul superior. În cele 47 de state semnatare ale primei declarații de la Bologna a întregului proces de educație în învățământul superior. Ce-și dorește acest proces de la Bologna? Recunoaște 2 nivele de învățământ superior, masterantul făcând parte din nivelul al șaptelea de studii masterale și, în acest fel, un absolvent de studii masterale în Târgu Mureș este echivalent cu un absolvent de studii masterale, să zicem, de la Roma. S-au introdus cu acea ocazie ideea creditelor transferabile, astfel încât, făcându-ți masteratul la Târgu Mureș, te poți transfera cu aceleași credite, să zicem, la Palermo. Peste tot, în țara noastră și în Europa, cel puțin în cele 47 de state care au adaptat la sistemul de credite europene transferabile. Deci sunt niște studii valide, nu le faci degeaba. Studiile de masterat la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș sunt structurate pe cele 3 mari facultăți: medicină, medicină dentară și farmacie. Evident, cele mai multe le are facultatea de medicină, întrucât are cele mai multe specializări în curicula ei. Din cele 9 masterate vă voi vorbi despre unele dintre ele. Unul din care mi se pare foarte interesant este masteratul în management sanitar, altul masteratul în nutriție, de exemplu, și nu numai acestea, mai există de la Facultatea de Kinetoterapie și Sport, care sunt tot integrate în universitatea noastră, master de terapie fizică și reabilitate funcțională. O reabilitare funcțională știm că este deficitară, cel puțin în spitalele noastre. Procedura de admitere se regăsește pe site-ul UMF Târgu Mureș și este relativ simplă. Trebuie să-ți completezi, în primul rând, dosarul de masterat și, desigur, există și un concurs, care nu este numai concurs de dosar, e și un interviu. Admitem, evident, absolvenți și de la alte universități, care se încadrează în criteriile de admitere, și de la universități acreditate. Specializarea nutriție clinică și comunitară strânge în fiecare an mulți studenți care optează pentru aceste studii de masterat. Cei 3 ani de licență pe care am desfășurat în cadrul universității mi-au oferit destul de multă din punct de vedere al informației transmise și alături de toate activitățile în care am avut oportunitatea să mă încadrez. Drept urmare, la finalizarea studiilor de licență am optat și mai departe pentru studiile de masterat tot în cadrul universității. Am absolvit un liceu cu program sportiv. Practica sportivă s-a desfășurat de la nivelul școlii gimnaziale, mai apoi la nivelul școlilor liceale, iar în cele din urmă, găsindu-mă în filiera asta nutrițională, am decis că partea sportivă este cea care se pliază cel mai bine și în care am putut desfășura activitatea cel mai bine. Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș pune la dispoziție următoarele studii masterale: medicină, terapie și reabilitare funcțională, laborator clinic, nutriție clinică și comunitară, managementul serviciilor de sănătate, medicină dentară, tehnologii protetice pe implanturi, farmacie, calitatea medicamentului, alimentului și mediului, biotehnologie medicală, cosmetologie și dermofarmacie, școala doctorală, cercetare științifică medico-farmaceutică. Secretarul de stat Dorel Sândesc, prezentat vineri 16 octombrie la Târgu Mureș, a oferit soluții care să diminueze fenomenul de migrație a medicilor și care să schimbe nivelul de salarizare, statutul medicilor și a personalului medical pe scara socială din România. Potrivit studiilor, clasele de salarizare se împart în 5: studii medii și generale, studii medii, studii postliceale, studii superioare de scurtă durată și studii superioare. Dorel Sândesc, secretar de stat în Ministerul Sănătății, prezent la cea de-a 2-a ediție a conferinței de farmacoeconomie și management sanitar, desfășurată în 14-17 octombrie la Târgu Mureș, a precizat că se va încerca introducerea unei noi clase de salarizare, a 6-a, în care să fie cuprinși cei cu studii superioare, cu durată mare și specializare post-universitar obligatorie. Noi am propus ca în această salarizare să se țină cont de faptul că pregătirea medicilor este una cu totul specială, în sensul că suntem printre puținele, dacă nu singura profesie, a cărei durată de pregătire pentru a avea dreptul de muncă este
semnificativ mai lungă decât alte profesii cu studii superioare. Astfel, dacă marea majoritate a studiilor superioare au o durată de 3 ani plus 1-2 ani masterat, conform acordului de la Bologna, profesia de medic înseamnă 6 ani de facultate plus obligatoriu o specializare, rezidențiatul, a cărui durată poate varia între 4 și 7 ani. Așadar, pentru a putea practica profesia de medic, atât în România cât și în Europa, e nevoie de o pregătire între 10 și 13 ani, semnificativ mai mare decât celelalte profesii care au o durată de la 3 până la 5 ani. Provenind de la aceste date tehnice, evidente, indiscutabile și trecând peste importanța socială pe care toată lumea o recunoaște, dar e mai greu de cuantificat, noi am solicitat ca să se țină cont de aceasta pentru ca nivelul de salarizare, în grila de salarizare, profesia noastră să se regăsească adecvat, fără a afecta, desigur, și fără a pune în discuție cu nimic salarizarea altor domenii care sunt foarte bine plătite. Sândesc a mai spus că se dorește să se facă un act de justiție socială în România și să contribuie la rezolvarea uneia dintre cele mai mari probleme pe care o are țara noastră, și anume migrația masivă a personalului medical. Mai sunt și alte propuneri pe care ministerul le-a făcut, integrând de altfel sugestiile venite de la diversi parteneri, sindicate, grupuri, asociații medicale, societăți profesionale. Trebuie făcuți pași, pentru că s-au făcut câțiva, dar nu sunt suficienți. Se știe că totuși în ultimii 2 ani s-au deblocat acele posturi blocate atâția ani, s-au anulat scăderile de salarii, s-au și crescut salariile în câteva trepte, ultima fiind cea din acest an cu 25%. Da, ele nu au adus satisfacția necesară, dar sunt niște acumulări cantitative care, cumulate și apoi cu acest proiect de lege, sunt convins că vor ajunge la un moment dat să atingă pragul, cum se spune în fiziologie, să declanșeze acel potențial de să ducă la percepția unei reale schimbări a statutului medicului și pe care noi o dorim și care după aceea să aibă ca rezultat diminuarea fenomenului de migrație. Secretarul de stat în Ministerul Sănătății consideră ideală o grilă de salarizare în funcție de performanțe, care urmează a fi discutată, fiind un subiect amplu, întrucât această grilă nu ar putea fi aplicată tuturor celor care lucrează în sistemul medical. Târgu Mureșenii ar putea rămâne începând de anul viitor cu gunoiul neridicat. Asta întrucât până în momentul de față consilierii locali nu au reușit să ajungă la un consens cu privire la prelungirea contractului cu firma de salubrizare Salubriserv, contract care expiră în luna ianuarie 2016. Vom fi îngropați în propriul gunoi. Asta este imaginea sumbră privind viitorul așa cum îl vede Dorin Florea, primarul municipiului Târgu Mureș. Edilul este revoltat de faptul că ori de câte ori s-a pus în discuție prelungirea contractului cu firma de salubritate, consilierii au votat împotrivă. Nu poate intra niciun altă soluție, o prelungire sau cea, decât pentru că trebuie să fie relicențiată la 1 ianuarie. Deci termenul scadent până care Consiliul Local, până unde Consiliul Local poate să amâne, este undeva, dacă nu mă înșel, 19 sau nu, prima parte a lui noiembrie, vreo 4 sau 5 noiembrie. Dacă nu se ia o decizie până atunci, Târgu Mureș va rămâne fără operator de salubritate. Dorin Florea nu înțelege de ce nu le convine consilierilor prelungirea contractului în condițiile în care, susține acesta, autoritatea locală nu are voie să organizeze licitație pentru desemnarea unui alt operator de salubritate. Nu poți să faci licitație dacă nu spui scopul, obiectul și durata. Este lege. Deci nu pot să spun fac licitație poate în 3 zile, poate în 3 luni sau în 3 ani sau în 30 de ani. Nu știu. Deci nu pot să fac licitație, altă licitație, să caut un operator. Această problemă va fi pusă din nou în discuție la ședința aleșilor programată pe ziua de vineri. Pentru a crește șansele ca proiectul, după numeroase respingeri, să fie în sfârșit acceptat de consilier, Dorin Florea a organizat o întâlnire cu șefii de partide pentru a le explica de ce este imperios să se prelungească contractul cu Salubriserv. Adevăratul confort este în intimitatea casei tale. Hot Spring România și Live Relax vă ajută să vă creați propria oază de relaxare. Consultanță, proiectare, design și execuție de centre wellness, spa, comerciale sau rezidențiale. Unic importator al căzilor cu hidromasaj, marca Hot Spring USA. Asigurăm comercializarea, instalarea și mentenanța acestora. Yeah.
Cheia longevității și sănătății noastre este mișcarea. Centrul de Fizioterapie și Reabilitare Medicală SAMED vă pune la dispoziție următoarele servicii: fizioterapie, kinetoterapie, salină, bazin cu apă sărată, saună, ecografie și Doppler. Sub atenta îndrumare a unui kinetoterapeut, asigurăm recuperarea motorie a pacientului în mod eficient și rapid. Centrul Medical SAMED, Luduș, Bulevardul 1 Decembrie, numărul 23, telefon 0365 430 632. Ce mulți dintre liceeni doresc să plece din România pentru a-și continua studiile la universități prestigioase, dar și costisitoare de pe alte continente, există și tineri care lasă, spre exemplu, Statele Unite ale Americii sau țări din Europa pentru a veni la Târgu Mureș și pentru a studia la Universitatea de Medicină și Farmacie de aici. Georgiana Toma are 19 ani și s-a născut la Târgu Mureș, însă s-a mutat în Statele Unite ale Americii la vârsta de 2 ani împreună cu familia sa. După 17 ani de America, părinții au decis să revină în țară, lăsând California. Tânăra nu a dorit să-și continue studiile acolo pentru că auzise numai lucruri bune despre UMF Târgu Mureș și astfel a decis să studieze medicina la secția engleză, dar la ea acasă. Am copilărit, am crescut și am terminat liceul în Statele Unite, în California. Am auzit multe lucruri foarte frumoase despre universitate, despre medicina și am fost chiar foarte pasionată să merg pe calea asta. Când am aflat ce posibilități sunt în România, mi s-a părut o combinație foarte frumoasă dintre a fi cu familia și m-ar întoarce în țara în care am fost născută și aș face și medicina în limba mea în care mă simt mai comodă. Când veneam aici în vacanță, știam că înainte să mă gândesc la facultate sau tot ce ar însemna viitorul meu, l-am văzut în continuare pe vărul meu, care este medic și a terminat aici la Târgu Mureș. L-am văzut că cu ce pasiune lucrează cu oamenii și pentru spital și pentru orașul ăsta. Și când am crescut un pic mai mare, am aflat că el, de fapt, clar, că a terminat la Târgu Mureș. Asta, vorba lui și sfaturile care mi-au dat, clar, mi-a făcut decizia foarte ușoară să aleg Târgu Mureșul. O altă tânără boboacă, studentă la UMF Târgu Mureș acum, la secția engleză, Teodora Moldovan, a venit singură în țară acum un an, cu gândul de a se pregăti pentru admiterea la medicină. A lăsat totul în spate, părinți, prieteni, viața din străinătate și a decis să o ia de la zero cu dorința și ambiția de a-și construi o carieră în medicină. Acum sunt înapoi doar pentru că vreau să învăț medicină. Am fost plecată de la 6 ani, familia mea încă este acolo în Spania și pentru că mi-am dorit totdeauna să devin medic, mi-a oferit șansa aceasta de a veni, mi se pare totuși, a fost puțin greu la început, pentru că sunt venit aici deja de un an, doar ca să mă adaptez cu România din nou, să am contact cu tot, cu ceea ce am cunoscut până acum și am pierdut timpul ăsta, timp de 12 ani. Da, mi s-a recomandat, plus că am auzit și din multe alte surse că este o facultate dintre cele mai serioase din România și care pregătește medici deosebit de buni. După doar câteva săptămâni de la începerea anului universitar, fetele s-au acomodat foarte bine și sunt încântate de campusul universitar.
E foarte fain că avem toate clădirile împreună, în același spațiu. Și ce ne avantajează cel mai mult, cred că este biblioteca. Tot e foarte organizat și foarte aproape și este un avantaj foarte mare. Studenții care au susținut examenul de admitere în acest an la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș pentru secția engleză au avut parte de un nou concept al examenului introdus în 2015 și anume Early Admission, prin care candidații au putut aplica la programele de limba engleză de la Medicină Generală și Medicină Dentară în luna aprilie. Nu se va prelungi contractul cu firma de salubritate Salubriserv. Asta au anunțat consilierii locali din UDMR, care spun că pentru a treia oară vor vota împotriva proiectului care propune prelungirea contractului, dar vor promova un alt proiect elaborat de Uniune care va soluționa problema gestionării deșeurilor nu numai în Târgu Mureș, ci în tot județul. Primăria Târgu Mureș pare să-și fi tăiat craca de sub picior atunci când a semnat un memorandum prin care renunță la posibilitatea de a prelungi contractul cu Salubriservul, dar și dreptul de a organiza o licitație pentru desemnarea unui nou operator. La momentul respectiv părea decizia potrivită, toată lumea crezând că până expiră contractul cu Salubriserv va funcționa depozitul zonal de deșeuri din Sâmb Paul. Nu s-a întâmplat însă așa. Așa că udemeriștii din Consiliul Local și cel județean au venit cu o propunere, care spun ei va rezolva problema colectării deșeurilor până la predarea depozitului. Propunem primul articol, suntem de acord să se organizeze licitația de autoritatea competentă, în condițiile legii și în condițiile contractului de asociere. Cine este această autoritate? Primăria Municipiului Târgu Mureș, Consiliul Județean, ADE Colect sau o altă instituție? Urmează ca specialiști în domeniu să se pronunțe. Până la organizarea licitației privind desemnarea unui operator, consilierii propun executivului primăriei să găsească o soluție pentru ca orașul să nu rămână cu gunoiul neridicat. Suntem de acord și mandatăm executivul să asigure continuitatea serviciului de colectare a deșeurilor, dar având în vedere în ce situație ne aflăm, dorim să se constituie garanție de bună execuție care să asigure că în orice moment se sistează acest serviciu, din executarea garanției de bună execuție, să putem imediat asigura fondurile necesare pentru starea de urgență. Cert este că membrii UDMR din Consiliul Local vor vota împotriva prelungirii contractului cu Salubriserv și vor promova proiectul elaborat de ei. În aceste condiții există șanse mari ca nici la ședința de vineri să nu se ajungă la un consens. Sau, dacă se adoptă propunerea UDMR-ului, tot nu este foarte clar care este varianta legală, continuarea contractului cu Salubriserv sau licitarea unui nou operator. Reprezentanții UDMR îl acuză pe primarul Dorin Florea de xenofobie și ilegalitate. Totul a pornit de la o licitație demarată de autoritatea locală privind inscripțiile stradale și de declarația edilului conform căreia denumirile străzilor vor fi trecute numai în limba română. Tot ce sunt inscripții care se supun stasului 1848, stas ceea ce înseamnă inscripționare în baza legilor, deci, cum îi zice, de interes național, sau care prevede un stat turistic, mă rog, de informare, într-o ăla se face conform stasului. Conform declarației edilului, s-a făcut licitație pentru plăcuțe numai cu denumiri stradale în limba română. Asta îi nemulțumește pe cei din UDMR, care cred că asemenea declarații și refuzul de a inscripționa în limba maghiară străzile pun din nou într-o lumină proastă orașul, care aspiră la titlul de capitală europeană a culturii în 2021. Este foarte iresponsabilă această atitudine, mai ales că orașul este partener în proiectul de capitală culturală europeană pentru 2021 și asemenea manifestări xenofobe pun în pericol nu numai acest proiect ambițios, dar și mii de locuri de muncă, iar o să pierdem foarte multe investiții. Decizia de a organiza licitația numai pentru plăcuțe stradale în limba română nu este numai o decizie xenofobă, susțin reprezentanții UDMR, ci este ilegală în contextul existenței unei hotărâri a Consiliului Local, prin care au fost votate traducerile acestor străzi și a fost aprobată inscripționarea bilingvă. Pe lângă atacul acestei hotărâri în instanță, o să promovăm, iarăși o să trimitem
la Agenția Națională pentru Discriminare, o să atragem atenția acestei agenții să iarăși să ia în vizor Târgu Mureșul pentru alte manifestări, să zicem, care nu respectă drepturile națiunilor care conlocuiesc în acest oraș. Primăria Municipiului a demarat licitația pentru achiziționarea serviciilor de confecționare și montare de tăblițe la începutul acestei luni. Conform caietului de sarcini, este vorba de 113 tăblițe indicatoare cu denumire de stradă, fixate de pereții imobilelor din zona centrală, 40 de tăblițe indicatoare montate pe clădiri monument din zona centrală, 2500 de tăblițe indicatoare cu denumiri de stradă și alte 1600 de denumiri bilingve. Pentru o mai bună funcționare a școlilor din Târgu Mureș și scăderea facturilor la consum, singura soluție este ca Primăria Municipiului să preia personalul nedidactic. Este o idee mai veche a edilului Dorin Florea, la care acesta nu dorește să renunțe. Primarul Dorin Florea consideră că este greșit ca personalul nedidactic din școli să fie sub tutela Ministerului, întrucât aceste persoane nu au sarcini în procesul educativ. În momentul ăla, profesorul și directorul nu are de ce să concentreze decât pe procesul de învățământ. Fără altceva, restul ne ocupăm noi. Stabile niște criterii foarte clare ce să se îndeplinească directorul, care mai trebuie să verifice câteva lucruri. Directorul nu trebuie să ocupe de ziduri, de lumină, de centrală, de curtea școlii și de alte lucruri. Nu. Cum clădirile sunt oricum administrate de autoritate, ar fi normal și ca aceste persoane să devină angajații primăriei. În acest fel, procesul educativ s-ar îmbunătăți, spune Dorin Florea, și școlile nu ar mai avea probleme administrative și de infrastructură, aceste sarcini revenind personalului nedidactic, care ar fi coordonat de autoritate. Nu e normal să constat eu că luminile s-au aprinse sâmbăta sau duminica noaptea. Nu e normal să meargă centrala sâmbăta, duminica, la aceeași putere în care merge în timpul zilei. Când e centrală automată, modernă, tot numai trebuie să o gestioneze cineva. Fochistul are școală de fochist. Dorin Florea ar înființa și o linie telefonică, care ar funcționa 24 de ore din 24, unde s-ar sesiza diferite probleme existente la școli. Dar ar fi și echipă permanentă, care s-ar ocupa cu rezolvarea în termenul cât mai scurt a situațiilor sesizate. Dacă aveți în plan o vacanță la schi, atât în țară cât și peste hotare, înainte să vă faceți rezervare, nu ar fi rău să aruncați un ochi peste sugestiile agențiilor de turism. Acestea au pregătit deja cele mai atractive oferte pentru o super vacanță cu adrenalină. În topul celor mai vizate destinații turistice din afara granițelor țării se numără Austria, Franța sau chiar foarte aproape de noi, Bulgaria. Agențiile de turism au oferte de nerefuzat cu plecare din Târgu Mureș sau Cluj-Napoca. Destinații cum ar fi Bulgaria, Austria, Franța, Italia, Slovacia, Slovenia, bineînțeles, niște tarife pentru clienții noștri, spre exemplu pe noapte cu mic dejun inclus în destinațiile cunoscute Bulgaria, Bansko, Borovets, Pamporovo de la 12 euro de persoană per noapte, iar în destinațiile gen Austria, Caprunze, Lamse de la 18-20 de euro de persoană pe noapte cu mic dejun inclus. Octombrie 2015, Ziua Europeană a Justiției Civile a fost marcată și la Târgu Mureș. Curtea de apel și-a deschis porțile pentru elevi, cadre didactice, studenți, dar și târgumureșeni, dornici să înțeleagă etapele soluționării unui dosar, dar și rolul magistratului în activitatea de instanță. Astăzi, așa cum am discutat, sunteți la Curtea de Apel Târgu Mureș. Județul nostru are care are sub ordine două tribunale. Două județe, județul Mureș și județul Harghita. Cauzele penale sunt întotdeauna instrumentate, pregătite de procuror. Procurorul adunat pregătește un dosar care se numește dosar de urmărire penală și încheie acest dosar cu un act care se numește rechizitări.
Elevii Târgu Mureșeni prezenți la dezbatere au fost informați și cu privire la drepturile și responsabilitățile pe care le au până la împlinirea vârstei de 18 ani. Dreptul de a fi protejați împotriva cruzimii, agresiunilor fizice, inclusiv pedepse fizice severe, de a gândi și de a crede ce vor. Dacă ne referim la obligații, aceștia trebuie să respecte viața altor persoane, să curețe și să aibă grijă de mediu, să nu abuzeze de ceilalți, să se comporte frumos acasă și la școală. Este așa numita zi a ușilor deschise, a porților deschise, dacă vreți. Este un eveniment care nu se adresează neapărat elevilor sau studenților, ci tuturor cetățenilor. Un eveniment care are ca scop informarea atât a elevilor, a studenților, cât și a cetățenilor în privința activității instanțelor de zi cu zi. Ce trebuie să rețină elevii, ce trebuie să rețină studenții, ce trebuie să rețină orice cetățean, că instanțele sunt loc unde oamenii își pot proteja drepturile, dar să nu uite niciun moment că au și obligații. Cu prilejul Zilei Europene a Justiției Civile, cei interesați au putut să afle o mică parte din ceea ce înseamnă instanța judecătorească și nu în ultimul rând să-și formeze o imagine despre cum arată realmente o sală de judecată. Cu fonduri minime și cu voluntari inimoși se pot face lucruri mărețe. Aceasta este concluzia la care au ajuns cei de la Asociația Solidaris, care reușesc să implementeze cu succes un proiect prin care s-a înființat serviciul telefonic caritativ. În 11 noiembrie 2011 a sunat pentru prima oară telefonul serviciului telefonic caritativ al Asociației Solidaris. De 4 ani încoace, în fiecare joi, voluntarii răspund la apelurile venite de la mureșenii care au nevoie de o vorbă bună, un sfat sau ajutor. Fiecare persoană are fel și fel de probleme. Cel mai des întâlnit e alimente, lipsa alimentelor, medicamentelor, persoane aflate într-un impas în sensul că nu au pe nimeni, sunt singuri. Dacă pentru unii apelați ajunge să aibă posibilitatea de a discuta cu cineva sau de a cere un sfat bun, alții au nevoie de sprijin financiar. Cu ajutorul unor sponsori mărinimoși, voluntarii serviciului telefonic caritativ pot ajuta și în astfel de situații. Avem voluntari foarte, foarte activi, cei care sunt prezenți și chiar sunt în stare să se deplaseze. Asta e un foarte mare ajutor. Cred că cel mai mare parte e a voluntarilor. Numărul telefonic caritativ este 0265 55 55 55. Poate fi apelat în fiecare joi, între orele 15 și 20. Preț de 4 zile caravana ecotic va poposi la Târgu Mureș. În intervalul 23-26 octombrie, locuitorii municipiului vor avea ocazia să viziteze o expoziție mobilă pe 4 roți a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Caravana ecotic reprezintă emblema campaniei de conștientizare și colectare a deșeurilor. Zilele reciclării în orașul Târgu Mureș. Odată cu implementarea campaniei Zilele Reciclării în orașul Târgu Mureș, se dorește reducerea riscului schimbărilor climatice prin creșterea nivelului de conștientizare cu privire la reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Aceste deșeuri de echipamente electrice și electronice, cât și becurile fluorescente, reprezintă niște deșeuri foarte periculoase prin cantități mici de substanțe periculoase, dar foarte periculoase. Aruncate în locuri care nu sunt special amenajate pentru aceste deșeuri, pot produce poluare a solului, ape freatice, apelor de suprafață, care până la urmă ajung să ne contamineze și pe noi. În cadrul campaniei vor fi organizate două tombole. Una dintre ele este dedicată deșeurilor de echipamente electrice și electronice, iar cealaltă va fi dedicată becurilor și neoanelor. Pentru fiecare deșeu predat, Târgu Mureșenii vor primi un voucher de participare la tombola categoriei specifice, care va avea drept premii 4 tablete.
Ideea de bază a proiectului este de a conștientiza și de a informa lumea despre cât de periculoase sunt deșeurile de aparate electrice și electronice. Avem mai mulți colaboratori, unii sponsori, alții instituții publice, Ministerul Învățământului, Ministerul Mediului. Publicul target este format din copii. În fiecare zi vizităm câte o școală. Caravana pe patru roți este și parte din proiectul Zilele Eco în Școala Ta, care deja a făcut un circuit în 120 de școli din țară, urmând ca până în iunie 2016 să atingă un număr de peste 200 de unități de învățământ la nivel național. Revenim cu sport imediat! Noutățile? Echipa E-Light stă la dispoziția ta cu cele mai profesionale produse și cu cele mai eficiente sfaturi care te vor convinge de profesionalismul întregii echipe. Într-o atmosferă armonioasă, prietenoasă și relaxantă, echipa de profesioniști din cadrul salonului de înfrumusețare, estetică și remodelare corporală E-Light este pregătită să vină în întâmpinarea dorințelor dumneavoastră, oferind consiliere individuală și soluții personalizate. Un salon intim, elegant, care vă pune în valoare calitățile naturale prin servicii profesionale de hair styling, manicură și pedicură, make-up, cosmetică, întreținere și remodelare corporală, LPG, ultrasunete, biostimulare, radiofrecvență, capsulă cu infraroșu, bronzare profesională cu tuburi chocolate brown. E-Light, un nume de rezonanță în domeniu. Vă așteptăm pe strada Brăila numărul 2 sau la telefon 073. 4287008. Produse fast food, meniul zilei și catering de cea mai bună calitate numai la Dr. Will. Vă așteptăm în Piața Armatei numărul 22, comenzi la telefon 0757-035-202. Partenerul ideal, Taxi Royal. Prompt, rapid și eficient. Taxi Royal, confort și seriozitate. Telefon 0265-204942 sau 0745-406696. BC Mureș a trecut în cont cea de-a doua înfrângere după ce duminică seara a pierdut în compania formației CSM CSU Oradea. După trei etape, echipa mureșeană a adunat numai 4 puncte și ocupă locul 7 din clasament. În meciul de duminică seara împotriva echipei oradene, BC Mureș a avut o prestație slabă, în special în prima jumătate a partidei. Jucătorii antrenați de Audrius Fracuraiti au fost fără inspirație. Avantajul de 14 puncte în favoarea adversarilor înregistrat la pauză a început să scadă în sfertul 3 datorită numeroaselor reușite de la mare distanță ale lui Goran Martinic și Goran Gajovic. În minutul 3 al ultimului sfert, tigrii s-au apropiat la numai un punct de oradeni, dar nu au reușit să întoarcă rezultatul partidei. Adversarii găsind soluția de a se distanța din nou pe tabelă. Rezultat final: BC Mureș CSM CSU Oradea 76-85. Noi suntem, evident, foarte bucuroși pentru această victorie. Consider că la final am fost echipa mai bună. Cred eu că am meritat victoria așa, una peste alta, chiar dacă în anumite momente Târgu Mureș a fost echipa mai bună, dar acum și noi am avut și primul sfert și, cum să spun eu, primul sfert practic pe care l-am dominat. Acolo s-a și făcut diferența. Audrius Fracuraitis crede că unul dintre motivele acestei înfrângeri este șocul slab prestat și pivoții echipei, care au fost anihilați de fiecare dată de oradeanul Bogdan Țibârnă, dar a contat și lipsa de implicare a unora dintre jucători. I spoke with the guys, we spoke in the locker room, but everybody needs to take his personal responsibility, me like a coach, and
all the players who is coming the court can be very bad offensive game like was 20 minutes. But we need to fight. Don't let to score 47 points in 20 minutes. Cu prestația de duminică și următoarea partidă se anunță dificilă. BC Mureș va avea de înfruntat formația CSU Atlas Sibiu, care în etapa precedentă era cât pe ce să smulgă victoria în fața Ucluj. Sintiaz este de neînvins. Campioana României a demonstrat încă o dată că își merită locul în fruntea clasamentului. Mureșenii au învins vineri seara echipa antrenată de Iacob Zoltan cu scorul de 7-2. Finalul primei reprize arăta pe tabelă un scor de 2-1 în favoarea mureșenilor. În a doua parte a meciului, City s-a marcat de mai multe ori, reușind să se desprindă de adversari la o diferență de 5 goluri. Futsal Club Odorheiu Secuiesc a fost învinsă și de această dată de elevii lui Coace Endre. Antrenorul naționalei recunoaște că echipa sa are anumite probleme de când o parte dintre jucători a plecat. Nu știu ce să spun, anul trecut am jucat finala, acum după 6 etape avem 2 victorii. Nu știu ce să spun, au plecat de la noi 2 jucători de bază din prima linie și așa se vede că nu putem să găsim înlocuitorii deocamdată. Golurile City AS au fost înscrise de Paulo Ferreira, Mimi Stoica, Răducu Ruxandari, Fabio Aghiar și Ciomo Alpar. Pentru Odorhei au marcat Söci și Daniel Raimond. Coace Endre a fost mulțumit de prestația echipei sale, care în ultimul meci din finala campionatului României a învins aceeași echipă cu scorul de 6-2. Da, eu vă zic că am făcut o partidă bună, mai ales a doua repriză. Prima repriză puțin am intrat moi, am luat repede golul pe o greșeală individuală, după am revenit la joc, după am dominat jocul, cred că s-a văzut diferența între valoare. City AS va întâlni în etapa următoare pe cei de la Galactic Focșani. După meciul din deplasare urmează primul derby al turului pe teren propriu cu Auto Bergamo de Vamp. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante știri ale săptămânii. Rămâneți alături de programele televiziunii Târgu Mureș. La revedere!